Stimați telespectatori, Moineștiu este reprezentat la această sesiune de filmări la Bacău de o echipă de haiduci și de domnișoare coordonați toți de doamna Marinica Ifrim. Cristina, prima întrebare pentru doamna Marinica, având în vedere că dânsa nu de ieri de azi se ocupă de copii. Aș vrea să vă întreb câteva lucruri despre activitate, despre concursurile la care ați participat cu acești copii minunați și ce premii ați obținut în ultimul an sau de curs carierei acestor copii? Ultimii ani. Haideți să încercăm așa să trecem în revistă o parte dintre concursurile noastre naționale și internaționale din vara anului 2012, care abia s-a încheiat. O luăm cu începutul. Primul concurs la care am participat a fost concurs internațional de la Aradu. Ne-au obținut locul 1, locul 2, locul 3, la toate nivelele de vârstă. Concursul de la Drăgășani, la dansuri populare, locul 1, soliști vocal, la fel, locul 1. Concursul național de la Râmnicu Vâlcea, concurs dedicat preșcolarilor, unde am obținut două premii întâi. Concurs național de la Focșani Flori pentru mama, anul trecut premii întâi, dar și săptămâna trecută s-a desfășurat acest festival unde am obținut mai multe premii, ca să zicem așa, locul întâi la dansuri, grupul mic, Mărunțica, locul 2, grupul mare, locul întâi soliștii vocal, cel mai mic solist al nostru, 3 ani și 8 luni, Alexio Brânceanu. Ești de față. Hai, Alexio, să te vadă toți, solistul nostru cel mai aplauze mare, să spunem așa. Locul întâi, la fel, Fruteanu Andreea și Mocănașul Larisa, tot grupă mică, 5-7 ani. Tot la locul întâi se situează și botezatul Delia. Mai avem câțiva copii care nu sunt prezenți astăzi aici din motive bine determinate. Iar despre noi vă povestim ceva nou, inedit. Pentru mine este o încântare că am reușit să scot primul CD al copiilor de la Clubul Elevilor Moinești, denumit Dorul meu e moineștean, cu ajutorul bunului Dumnezeu și al părinților și a celor din jur. Sperăm să scoatem ediția a doua a acestui CD. Gândul de a face acest CD a pornit de la faptul că copiii cresc. Astăzi vocea le este într-un fel, crescând, vocea se formează și pe zi ce trece va deveni tot mai profesionistă. Și atunci noi vrem să avem primul CD-ul și ultimul CD-ul când vor ajunge cu adevărat profesioniști. Ideea este ca ei să urmeze și să participe la diverse activități și atunci rezultatele se vor vedea. Mulțumesc și eu părinților care sunt alături de mine de fiecare dată. Mulțumesc conducerii orașului Moinești, primăriei, domnului primar, îmi permite să-i pomenesc numele, Ilie Viorel, domnului viceprimar Vieru Valentin, domnului Costea Viorel și Simona, care ne-au ajutat foarte mult în festivalul național pe care îl avem anul acesta la ediția a treia și sperăm să participați și dumneavoastră, așa, și unde au participat peste 16 județe la acest concurs național, Moineșteanca, și unde vă invităm și pe dumneavoastră. Mulțumesc. Aplauze, vă rog! O să rog pe Cristina să prezinte melodiile și artiștii care vor evolua. Aveți 9 momente. Așadar, începem spectacolul nostru cu Bianca Cernat, în vârstă de doar 5 anișori, cu melodia Sunt o fată frumușică. Urmează apoi Alessio Vrânceanu, de doar 3 anișori, Și are mândra și are măi. Sorana Belciu, 7 anișori, Sunt o fată din Sadova. Larisa Mocănașu, de 6 ani, Frunzuliță Baraboi. Grup vocal Mărunțica, tot pe loc, Mai cu foc. Urmează apoi Puiu Cosmin cu Moldovenii când se adună, ceea ce creștem puțin ritmul aici. Urmează apoi Delia Botezatu, Tot am stat și m-am gândit. Și încheiem cu grupul vocal Moineșteanca. Să-i ascultăm! Aplauze, vă rog! Sunt o fată frumoșică și te pesc un măruțică, măi, măi. Sunt o fată frumoșică și te pesc un măruțică, măi, măi. Mă
cred că așa mai bine. Nici o să planată tare, nici un loc de mi se pare. Că eu sunt cea mai frumoasă, măi măi. Dară-mi-e nici o pasă. Că eu sunt cea mai frumoasă, măi măi. Seara când sunt pe hor, nu pot sta de ochilor. Și cu toți mă nezgânțesc, că nu vreau să ne vorbesc. Dimineața când mă școl, nu pot sta de ochilor, măi băi. Dimineața când mă școl, nu pot sta de ochilor, măi băi. Nu știu cum să fac să scap de rude rușine, da. Dacă nu mă mai duc să nu dea de vreun cuplu. Dacă nu mă mai duc, să nu dea de cuvântul. Nu știu cum să fac, de nu de rușine, da. Zurgălăi pilaca tinte și-a la 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 la. Și nastă-i pe-a tu bondice și-a la 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 la. Dăm și-o mie un zurgălău ca să pun la murgul meu. Dăm și-o mie un zurgălău ca să pun la murgul meu. Să-ți micuță, nu-nătuță, și-ți dă binii țărăcuță.
frunzuriță, bara boi, este ce copilă noi și de la juca, nu te sătura. Ușor își pe saltață și da mâna pilă în spate, bate tare din picior să fie cu spor. Tot așa și tot așa, bate tare până răsa, hopa hop și mașa măi. Hai frate că cu tăția mustru sară-n guru, ce copii saltat, ca la noi în sat. Hai frate că cu tăția mustru sară-n guru, ce copii saltat, ca la noi în sat. Unde joacă mânește nedidi, supa mântu gemă și joacă de câte doi, ca în sala noi. Și-am de verde pusul eu, hai bate și ne răgeo și ne-a împărtit cu foc măi. Și-ncă toate kiwi-i spăcăi, ca șapii la noi. Și-am zis verde foilată încă o dată, și-ncă toate kiwi-i spăcăi, ca șapii la noi. Și-ar veni frânzuri rări, bazii trei mai băițeli, frunzulițe lin pe lin și-ncă o dată lin. La picior, la picior, ca la rupi pe ogor, poate sară din picior, de așa, uite așa mă. Lăutare să mă iute, că-ți-o dea parale multe și-o noi încica, până s-o-n săra. Lăutare să mă iute, că-ți-o dea parale multe și-o noi încica, până s-o-n săra. Și-am zârlim ci-ci jocunosul s-au catită, de mai ține o lecuță, rămânea micuță, la pământ și la pote, să sară bucată din ea măi, la pământ și la picelii. Să
Bomba zi sărbătoare, pop-om zic hop, că Moldova-i mare. Pop-om zic hop, e mai bine acasă. Pop-om zic hop, păi la Moldova noastră. Pop-om zi sărbătoare, pop-om zi hop, că Moldova-i mare. Pop-om zi hop, e mai bine acasă. Pop-om zi hop, păi la Moldova noastră. Hop, 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 sa-sa-pă! Moldoveni cu păcat, nu a fost mânaș. Moldovean adevărat, în saș la ora. Sărbătoare, pop-om zic hop, că Moldova-i mare. Pop-om zic hop, e mai bine acasă. Pop-om zic hop, pe la Moldova noastră. Hop, 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 sa-sa-pă! Moldovenii când s-adun, tu s-o fac ghine. Nu te ca la moldovenii, se mai vezi la nimeni. Moldovenii se distrează, și cânti și dansează, sau din țară. Pop-om zi hop, azi sărbătoare. Pop-om zi hop, că Moldova-i mare. Pop-om zi hop, e mai bine acasă. Pop-om zi hop, păi la Moldova noastră. Hop, 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 sărbătoare. Unu, doi, un, doi, pop-om zi hop, azi sărbătoare. Pop-om zi hop, că Moldova-i mare. Pop-om zi hop, e bine acasă. Pop-om zi hop, e la Moldova noastră. Pământ, pânză de tocmai.
mai îndată, nu mai cu jocul să cadă. Picalvei de batăi, nu mă voi mai plăcăi, jucați strigați, mai nu vă încurcați, mai dacă vrei să mă însurați, mă. Vine bani sănili, nu-ți uita carările și-n iese nu dările.
Doamnelor și domnilor, sunt Cristina Cozaru și am o mică surpriză pentru dumneavoastră. Am întâlnit aici o fetiță mică. Mama mea personal a văzut-o și a zis că seamănă foarte mult cu mine când eram mică și eu chiar sunt curioasă. O invit alături de mine pe Ioana Ursache. Aplauze, vă rog! E o bombonică de fetiță. Vino aici la mine. E o bombonică. Ce faci? Cum ai călătorit? Bine. Bine? Cu cine ai venit aici? Ia să spune-ne și nouă. Cu mami și tati. Salutăm familia și vreau să-mi spui cu cine te pregătești. Cu... Cu mami te pregătești? Foarte frumos. Știi cumva ce piesă o să ne cânti nouă? Pentru că mie mi-a șoptit o păsărică că o să-mi cânti Mi-am făcut bundiță nouă. Da. Aplauze, vă rog! Ioana Ursache! Cu bundiță nou, pe frunzuliță, dacă ninge, dacă plă, eu am bundiță. Mă mândesc cu ea la lume și are bundiță. Am făcut-o eu anul pentru bundiță și eu să-i placă tare bundița nouă. Mi-a dat o sărutare, poate și două. Vreo două luni încoace mi-a spus la hor că și maică zi ar place să fie onor. Când bunița asta mică era mă lua să și când mă așteptam să spun că îi frumoasă. Bunița mea e nouă, ce bine par, uită-le pe amândouă gătite tare. Mă duceam divari, mi-a pus bundița. Cine mi-a ieșit în cat, la manvădița. Când bundița asta mică era păluață și când mă așteptam să spun că îi frumoasă. Privind la amândouă îl văd că tace. Poate bundiță nouă, poate nu-i place. Milona ce face zice pădiță, dar mie des când place mai mult bunduța. Aoleu, ți-ai luat bondiță nouă, nu? Da? Da. Oare cine ți-o fi făcut ție bondița asta nouă? Mi-a făcut-o mamaia. Mamaia însemnând, de fapt, bunica, nu? Da. În aplauzele dumneavoastră, dragi telespectatori, intră... Valuca Mocanu Dulcescu. Hai să-i dăm microfonul lui mamaia, da? Cum îi spui tu, da? Bine v-am găsit. Să rămână. Felicitări în primul rând pentru costum, foarte frumos, dar ți-a luat un pic de timp, nu? Da. Cam cât, așa, ce o lună? Ce nu face mamaia pentru nepoțelii? Ei, cum să spun acum, doamna Valuca sau mătușă? Mătușă. Mătușă? Să rămână, mătușă, bine ai venit la emisiunea mea. Bine nepoțele. Da? Ai venit în control să vezi ce emisiuni fac eu aici. Am venit să ne prezentăm cu o melodie. Mi-e dor de satul frumoasa. Am o rugăminte, dacă vreți să-mi permiteți, pentru comăneștenii mei, pentru leurzenii mei, pentru familia Dulcescu, Ungureanu, Mocanu și care mai sunt toți în general. Pentru toți ascultătorii. Draga mea, eu zic că am vorbit destul, să trecem la... La cântat. La cântat. Aplauze, Valuca Mocanu Dulcescu aici la Bacău. Cântă pentru noi. Tazlă oapă curgătoare, trește-n satul meu la
și voi, mă. Mi-e dor de dealuri și voi și de cum să te nimei, măi, de grădina cea cu flori, măi, de grădina cea cu flori și de părinții amândoi, măi. Dar ei au plecat de mult, astăzi să-ți prezint o artistă de asemenea foarte, foarte bună. Cred că, după părerea mea, nu că e fina mea, dar este una din cele mai bune voci și prezențe artistice din județul Bacău. E vorba de Nela Duhu! Cristina, te rog să iei un interviu așa cum se cuvine, pune-o la toate încercările. Ea e măritată, asta știu, că Neluțu e prietenul nostru foarte bun de familie. Nela Duhu se simte foarte bine aici la hotelul Decebal, unde facem noi această emisiune specială pe care, spun încă o dată, o dedicăm doamnei Ivanov cu toate mulțumirile și mulțumiri de asemenea pentru personalul de aici, de la restaurant, pentru că asigură niște servicii deosebite. Eu am spus așa, garda veche se cunoaște că face o meserie foarte, foarte bună. Nela, îți predau microfonul. Înainte de toate, bine ați venit la Ora Veseliei! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Cu cea mai mare plăcere! Ceea ce știu despre dumneavoastră este că veniți într-o zonă foarte frumoasă, pe care eu, din păcate, n-am apucat să o văd și tare mi-ar plăcea să trag o fugă, poate chiar vă fac o vizită. Da, așa este, eu vin dintr-o zonă frumoasă, Mănăstirea Cașin se numește. Întotdeauna, unde merg, îmi port zona mea și în cântec și în port. Sunt mândră de consătenii mei, de portul popular, de obiceiurile care le avem. Deci așa este, este o zonă foarte bogată. Foarte frumos și aș vrea să salutăm pe cei de acasă, dacă da, pe domnul pentru, Nelu. Sigur că da, pentru toată familia mea, copiii, soțul, rudele, nu mai spun că eu am mulți cumnați, surori, pentru toată lumea, pentru toți consătenii mei, pentru domnul primar din Mănăstirea Cașin, domnul Apriotesei Gabriel, care ne-a promis că o să aibă loc un spectacol foarte frumos acolo, așa că tu ai spus că vrei să vii în vizită. Abia și aștept. Chiar o să vii la spectacol. Ce melodie ne cântați și... O să cânt o melodie care se numește Când aud fluier și scripcă. O melodie de joc. De fiecare dată, doamna Nela Duhu ne încântă cu melodiile sale, să o ascultăm! Nela Duhu, aplauze! Cu cea mai mare plăcere! Am diri 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 diri. Dar nu m-aș mai ruga.
copii din joc. Măi șam diri 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 diram, darai darai darap, din iar lua cofanul foc. Măi șam diri 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 diram, da să-i scrip cari zâi, da să-i nu te opri, că ți-oi rupi ar pun tri. Măi șam diri 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 diram, darai darai darap, să-i pe-o strună două, în o pica rou, când i-oi rupi galbană două. Șam diri 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 diram. Și sunt curcuri, trijutoare, șuțumțul, șuții la palmă. Da, când aud cu el și scrip, că șam diri, 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 diram, darai, darai, darap, nu-mi mai crede nimic, că șam diri, 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 diram. Șam diri 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 diram, darai darai dara, cât ochii din îndrijit. Șam diri 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 diram, da când aud o scrică, mă e parcă o frică, încă lăcâi m-am furnică. Șam diri 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 diram, darai darai dara, să-i fi strună ghini, aici lângă mine, să fie pe un an de zâli. Șam diri 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 diram, și să-i scrip tari la vioară. Șam diri 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 diram, darai darai dara, în joc alta nu-i ca mine. Șam diri 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 diram, am învățat mamu ca mie. Măi șam diri 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 diram, darai darai dara, când eram că două surșe. Măi șam diri 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 diram, dar când o fost așa, dar jocul nu-mi strică, că nu-i putea un așa. Măi șam diri 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 diram, darai darai dara, să-i fi strună ghini, aici lângă mine, să fie pe un an de zâle. Șam diri 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 diram, ce să-i scrip tari la dioară, ce să-i am șa până de sară. Sunt Cristina Cozaru. Sunt Eugen Ungureanu. Nu pierdeți emisiunea de săptămâna viitoare. De lacrima acum vin, măi, mândra-i plină de venin, măi. De venin și de necas, că n-a fost aseară treaz. Hai, hai, că nu-i rău, că-s mai rău ca tatăl meu, măi. De venin și de necas, că n-a fost aseară treaz. Hai, hai, că nu-i rău, că-s mai rău ca tatăl meu, măi. La geam și strig la poartă, mândra doarme, parcă-i moartă. Ești mândruță până afară, că-am venit și mă duc iar. Hai, hai, că nu-i rău, că-s mai rău ca tatăl meu, măi. Ești mândruță până afară, că-am venit și mă duc iar. Hai, hai, că nu-i rău, că-s mai rău ca tatăl meu, măi.